partea finală a emisiunii de astăzi, discuția noastră despre fotbalul Sucevan, nu poate să dea la o parte câteva lucruri importante și când mă gândesc asta, mă gândesc la echipele și campionatele pentru copii și juniori, deci pe lângă Liga 4 Liga a 5 De asemenea, trebuie să discutăm și de fotbalul feminin pentru că la nivel mondial există o creștere în importanță pentru acest lucru și n-aș vrea să dau la o parte discuție despre arbitri și arbitraj. Cam multe în 20 de minute. Cam mult în 20 de minute. Dacă mai zic că mai vreau să spuneți două vorbe și de adunare generală de la... Spuneți. Haideți, repede. Liga 4 -a. Va începe, cum spuneam mai, mai, devreme, pe data de 3, săptămâna aceasta, cu ultimele două etape, după care pe 17 vom avea încă 15 etape pentru a desemna câștigătoarea e, Ligia 4 -a, Care va juca la baraj cu reprezentanta Neamțului. nemț. Uh, între aceste etape avem Cupa României, care vor, din nou am și amânat ultimul tur, turul 4 a fost amânat anul trecut și va începe și la sfârșitul lunii martie un prim tur al Cupei României, după care vor rămâne semifinalele și finala. Liga 5 -a, avem așa o disponibilitate pentru că va începe după uh, 20 martie, având în vedere că sunt foarte puține echipe, sunt grupate câte 10 echipe în serie și avem posibilitatea să, să, o ducem până luna iunie, nu ne, nu ne, obligă nimeni. Ca și noutate, voi propune și adunării generale și în Comitetul Executiv, ca și noutate față de ceilalți ani, vom dori să avem o câștigătoare a Ligii a 5 și de aceea vom face un baraj între câștigătoarea seriei 1 și câștigătoarea seriei a doua. Vom, pentru că avem și pentru ei un trofeu special și atunci da n-ar fi corect să, să, punem un trofeu, să facem două trofee, unul într-o parte și unul într-o parte și ne dorim să facem și un, acest, a, și un meci de, de, baraj, de baraj un meci de, de, a stabili o câștigătoare a Ligii a 5 pentru sezuția 2018-2019, iar campionatele de copii și juniori ne grăbim să începem pentru că avem un play-off și un play-out, am copiat modelul ligii întâi, să spunem așa, la cei mai mititei, la 11 copiii under 11 și ne dorim să începem chiar pe 9 martie, ne dorim să fie prima etapă la, la acești copii, pentru că până mijlocul lui mai trebuie deja să dăm campioana care va reprezenta județul Suceava mai departe pe, pe zonă și iar celelalte e mult mai simplu Under 15 și Under 11 vom începe după, după 10 martie, în prima săptămână, adică pe 16 martie, 16-17 martie, atunci va fi prima etapă. Fotbalul feminin. Fotbalul feminin, nu știu, în ultima perioadă, cum a spus și dumneavoastră, eu urmăresc cu interes ce se întâmplă la nivel național. Noi am avut o încercare la nivel județean să, să organizăm un campionat, doar că nu am reușit întru totul ceea ce ne-am propus. Um, și am plecat de la cele reguli care știți da. foarte bine și noi, ca organizatori ne place. Din păcate erau echipe care anunțau în ultima clipă că nu pot ajunge la joc. Echipe care se înțelegeau între ele și jucau fără să ne anunțe pe noi. Era destul de dificil de aceea a renunțat. Același lucru s-a întâmplat din ce am văzut și la nivelul Ligii a doua. Ligii a doua, ligii, da, Ligii a doua feminin cu această echipă de la Folticin, care nu mai a avut posibilitatea să par parcurgă, așa cum și-a dorit acest campionat. Uh, nu, nu știm să, să, intrăm mai mult, consider eu, pentru că uh, potențial există. Potențial există și există potențial mai mult uh, pe partea marketingului, să spunem așa, pentru că este, este un fenomen care, um, eu am mai spus-o de fiecare dată, UEFA își dorește uh, al produce... Și UEFA investește din investește ăsta, și, vedere. aduce foarte, foarte mult. Doar că și aici îți trebuie niște calități, pentru că dacă la nu, noi, băieți... noi aici, cel puțin eu consider că la noi, în județ, în mod special, s-au făcut încercări și destul de consistente din punctul ăsta de vedere. Mi-aduc aminte Zimbru Suceava sau cum se chema. Da, deci am avut, am avut din punctul ăsta de vedere un, o încercare. De asemenea, Fălticeniul a avut o, perioadă destul de consistentă din punctul ăsta de vedere, a dat inclusiv jucători la echipa națională da? și în momentul de față Fălticeniul dă la jucători la nivel de echipă națională de juniori, da? la fete în mod special. Ori din punctul ăsta de vedere, clar avem, am organizat turneul Final, patru patru ediții de turneu fotbal și feminitate, este un proiect național care e ce pentru azi? fredul amator, dar e un proiect destul de, de, -de interesant. Deci am din punctul ăsta de vedere s-a încercat. Încă nu a prins probabil cât da, ne nu, așteptam. exact, exact. Nu, încă nu a prins fenomenul așa cum ne-am fi dorit. Și din păcate, exact acele fete care sunt sunt foarte talentate ne și părăsesc, pentru că există Olimpia Cluj, există, mai nu am văzut și la Timișoara și la Reșița centre destul de de putere, începând cu feminin. Eu cred că dacă vom. Până la urmă, e bine dacă există. E foarte asemenea. bine, e foarte bine da. pentru că este spre, este spre binele tuturor, este spre binele da. copiilor, care, care într-adevăr, au talent pentru așa ceva. Dar eu cred că în viitor apropiat vom avea și noi să vorbim mai mult de fotbalul feminin pentru că ne dorim încet, încet, poate printr-o colaborare cu Ministerul, cu, de Ministerul Tineretului în speță cu Inspectoratul Școlar și ceea Agenția înseamnă educație fizică să ne dorim să intrăm, cel puțin ca Asociație Județeană, pe organizarea unei, unei competiții la nivel județean pentru fete 1-4 sau 5-8. Ne dorim că avem asemenea proiecte în în, să zicem așa în, într o agendă care care vrem să, să fie mai departe și sunt sigur că din, dacă vom reuși să facem așa ceva va, va crește și o echipă. Uh, da, și ar fi foarte important. Uh, arbitrajul. arbitrajul. Arbitrajul și, și arbitrii. Da, și ei au avut și observatorii pentru că este un e o comisie județeană de arbitri. Ieri au avut testările pentru prima parte pentru că bate la ușă returul și pentru ei și ieri s-au adunat, au, au dat testările. Sperăm să avem în jur de 12-15 cursanți, să le spunem așa, care timp de 3 luni de zile, 3-4 luni de zile au fost sub îndrumarea domnului Constantin Gheorghe, au fost la cursuri și, din ce am înțeles, vor, au primit și acel carnet. Sperăm să-i vedem la lucru din, din returul acestui campionat. Foarte puțin pentru ceea ce, ce ne dorim, pentru că. Pentru ceea ce ne trebuie. Ce ne trebuie și ce ne dorim să. Ce ne trebuie și ne dorim. Că noi do Ne dorim să organizăm foarte multe da. competiții. Și vreau să vă spun că. Mulți, mulți ne părăsesc, dar nu, nu neapărat. Sunt, sunt arbitri cu experiență, sunt arbitrii vechi care încă ne ajută și, și, arbitrează doar din, din simplu fapt că, că pot arbitra. Nu trebuie să se miște foarte mult, dar ne dorim pentru că există și, acesta, și acest job, să spunem așa, în care pentru unul dintre ei, dacă e iei de tânăr de la 16-17 ani, poți să te ducă acolo unde îl vedem pe Sebi în momentul de față sau unde vedem arbitrii de linga a pentru că e destul, e destul de dificil în momentul de față ceea ce, ce, vedem și ceea ce se întâmplă. Chiar și discutam înainte de emisiune vis-a-vis -vis de arbitraj mm. numai, numai, la televizor se, se, de, se comentează se comentează extraordinar, extraordinar de, mult și de aceea se, 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 spun, bun, acum spun foarte multe orice, lucruri orice, arbitraj, care... orice arbitraj, orice arbitraj, și dacă țineți minte ce discutam înainte, de orice arbitraj, vrei, nu vrei, îl judeci și prin punctul tău de vedere sau prin direcția pe care o ai. Uh, clar ești subiectiv în momentul în care o echipă uh, acel arbitraj influențează sau nu jocul echipei tale sau un rezultat indirect vis-a-vis -vis de echipa care ții tu. Drept pentru care întotdeauna vei avea o marjă de, uh, o marjă de subiectivism și cât se poate mare. Întotdeauna se pară cine știe ce greșeală de arbitraj uh, dusă într-o într limită maximă dacă te-a dezavantajat cu ceva sau pe tine, echipa care ții tu. cred că lucrul ăsta a dăunat foarte mult ce am mai spus și eu repet cred că una dintre emisiunile care a făcut emisiuni care a făcut cel mai mult rău fotbalului în România a fost procesul etapei iar mai apoi recursul etapei au fost emisiuni în care erau judecați condamnați și arbitrii în decurs de la jumătate de oră după ce s-a terminat meciul, atenție în condițiile în care existau mai multe unghiuri de filmare, dar nici alea nu erau arhi suficiente. Ori văd că din punctul ăsta de vedere încă s-a perpetuat această Se idee re uh, sau reînvie uh, da, lucru, e... lucru care mi-ar mi dispăcea extraordinar de mult dar mai nou am văzut că e posibil că arbitrii români să nu mai poată arbitra ăștia la nivel mare să nu mai poată ajunge în fazele superioare ale unor competiții pentru că încă noi nu avem implementat sistemul la VAR adică arbitrajul video da, aici nu știu, chiar și, și aseară, nu știu dacă ați urmărit a fost un meci foarte interesant Meciul l-am urmărit. A fost. Nu, nu al nostru. Da. Zic că din campionatul Italiei cu acest var. Da. Au fost 11 minute de prelungire la Fiorentina cu Inter și au egalat cei de la Fiorentina un penalti în minutul 111. Zice. Vă dați seama. Deci, meciurile pot ajunge și în 115, 120. Asta este. Deci, e, e destul de dificil cu acest var. Un... Să știți că acest var uneori te ajută. Uneori, uneori te încurcă. Te încurcă rău. Adică, e o chestiune care. Bun, cele mai, cele mai, să zicem așa, neplăcute momente sunt acele în care tu te bucuri, te dacă, îmbrățișezi și la un Dacă ar fi risc, existat că... acest sistem sau cel în care mingile au cip înăuntru și dacă trec de dacă linia porții, păi haide să ne aducem aminte golul lui Dorinel Munteanu, a intrat mingea 3 metri în poartă, A ați opăit înapoi în teren și nu s-a pus golul ăla pentru noi, adică noi avem niște Traume pe care le-am suferit Da, dar la și... noi să știți că E foarte dificil, chiar mă uitam și ieri și veneam... Păi foarte dificil a fost Mi-aduc aminte că sărim așa de la Champions League Echipă națională, ne întoarcem La nivelul Ligia 4, Ligia 5 Păi nu vă supărați când ați propus Prima oară să fie filmat fiecare Meci, dar ce vrea Anton Asta nebunit? Bun eu, eu vă spun altceva: vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă la nivel, întrebați de deci, când o să se implementeze la noi. Deseori e dificil, pentru că uitați, a zis pe cei gazon s-a jucat aseara. Și dacă dăm puțin uh, și ne uităm la televizor și ce am văzut la Iași, ce am văzut la Botoșan, ce am văzut la toate meciurile, cred eu că uh, acolo ar trebui întâi implementat acel sistem în care să nu dai drumul la un joc dacă nu are încălzire și nu există condiții optime de a, de a desfășura acea partidă. Mai Eu acolo aș merge e. până la implementarea varului, cred că mai multe integritate a jucătorilor și a tot ceea ce se întâmplă. Ne-am uitat și la ea și, și, calitatea gazonului. și calitatea gazonului. Deci, păi aseară nici aseara... nu venea crede că e în România. Deci, da. aseară ați văzut că erau și fulgi și nu venea crede că e în România. Gândiți-vă că în luna decembrie s-a închis. Nu mai mult de luna decembrie, știți că da. am închis, că nu se mai joacă Pentru că s-a stricat terenul da, da, da. Deci unde se vrea, unde se dorește Și unde se, se vrea, e, e în regulă Cred că aici ar trebui lucrat mult mai mult Decât această implementare video în momentul de față La nivelul uh, legiantului sau, uh, sau cu alte cuvinte, haideți să punem Totul în ordine, nu cai, uh, exact. căruța Înaintea cailor. Noi vom putea, vom putea face acum video, dar uh, Gazoanele pe tot mochirla. așa vor, pe mocirlă Deci e destul de bine, n-ați văzut Cei de la Herman se duc să joacă la, 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 Sebiu, la Argeș Iarăși, nu cred eu că e. La Argeș, e Argeș sau la Mureș? Large. Argeș, S-au la la jucat Argeș? în Mureș da. în turul campionatului. Acum, în retur, am înțeles că joacă în. Da, la Argeș. da, din ce am înțeles, se lucrează în. Uh, okay, nu, Da, la... atunci se lucrează Dar cât se lucrează. De au promovat de, de un an de zile. Adică, și o echipă care vrea să meargă trebuie să, să știe ceea ce vă spuneam eu. Echipele de Liga 4 trebuie să fie conștiente că în Liga 3 sunt cu totul și cu totul alte cerințe. Echipele de Liga 3 trebuie să știe că în Liga 3. Da, va fi vorba între deci, noi. Uh stadionul Aren mai e omologabil? Da, da, stadionul Aren încă, încă, poate, poate organiza meciuri de Liga a doua. În fiecare an să se, face acea omologare. Încă se poate, nu se schimbă foarte multe lucruri, doar că închizi o tribună, la, cel puțin la stadionul Aren, în momentul da. de față. Dar ne vedem atâtea, atâtea ruine în, în țară. Din păcate. Cu alte cuvinte a nostru încă arată bine. Încă arată bine, da. Să știți că spre surprinderea multora, <laughs> nu pentru că oamenii de aici am văzut că se îngrijesc chiar și acum, mă uitam, zăpada nu mai există. Sunt, Chiar dacă suntem la acest nivel, oamenii nu și-au pierdut îndemunarea. De, Deprinderile. Deprinderile și da. De asta vă spun că e, e un lucru pozitiv. Când sunt lucruri pozitive trebuie să le spunem. Când nu sunt, n-avem de ce să, să ne luăm. Am înțeles. Corect. Uh, Domnule Anton, vă mulțumesc mult. Pentru și eu vă mulțumesc. Îi așteptăm pe toți iubitorii fuța lui, să spunem așa, pe 9 martie, în sala sportelor, mai ales cei de acolo din, din zonă. Sunt sigur că vor veni și sunt sigur că vor avea ce vedea, pentru că vor fi meciuri foarte, foarte atractive. Uh, atât pentru această ediție a emisiunii cu Sport Protection. Uh, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.